Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 24, versetul 13. Urmează să citim acum cel mai important text din întreaga Biblie. Știu că asta repet mereu, însă acesta este adevărul. Știu că știți. Însă vă aduc aminte că ori de câte ori citim Cuvântul lui Dumnezeu, citim cel mai important text din toată literatura sacră, beletristică, de orice culoare, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu. Luca 24 cu 13. În aceea zi a învierii, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 15 km de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Iisus le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au uitat, și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis Iisus. Și ei au răspuns ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri, ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum le spuseseră femeile, dar pe Iisus nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbafnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de Iisus și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea. Și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar Iisus s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Și s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim, alți 14-15 km și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicându-le, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și cei doi au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Amin. Doamne Iisuse, cuvântul Tău este uimitor. Tu ești un Dumnezeu al Harului. Mulțumim că ești un Dumnezeu care se descoperă. Mulțumim că ești un Dumnezeu care îi place să comunice cu noi. Amin. Și pentru că, Doamne, îți place să binecuvintezi, te rugăm, binecuvintează-ne și pe noi în această zi. Te rog, binecuvintează pe toți ce se ascultă și pe internet mesajul acesta. Amin. Și, Doamne, mulțumim că plecând dinaintea cuvântului Tău, plecăm de aici transformați, plecăm de aici binecuvântați. Amin. Și plecăm de aici încurajați, pentru că Tu ești ceea ce ai spus că ești, Tu ești cine ai spus că ești, mulțumim că ești Dumnezeul Dumnezeilor, ești Domnul Domnilor, Rege
regele regilor și mulțumim că ai biruit și ai prăpădit moartea pentru totdeauna și ai pus în noi nădejdea învierii și a revederii cu tine și cu dragii noștri care s-au dus înaintea noastră în împărăția ta. Slavă ție! Aleluia! Amin! Vă rog să ocupați locul. Iisus Hristos este Domnul. Ceea ce m-a impresionat pe mine la Domnul Iisus, ceea ce mă impresionează la Dumnezeul nostru, la Dumnezeul Bibliei, este că Dumnezeul care s-a descoperit celor doi, care mergeau de la Ierusalim spre Emaus, sunt aproximativ 14-15 km. Dumnezeul care s-a descoperit lor, Dumnezeul care s-a descoperit celorlalți ucenici și Dumnezeul care ni s-a descoperit nouă, și despre asta aș vrea să învățăm câteva adevăruri în această seară, este Dumnezeul care ne surprinde. Iisus Hristos, Cel înviat din morți, este Dumnezeul care întotdeauna ne surprinde. Slavă lui Dumnezeu! Iisus Hristos, Cel înviat din morți, care le-a apărut celor ce doi care mergeau de la Ierusalim spre Emaus, este Dumnezeul care ni se descoperă, slăvit să fie numele. Și vreau să spun că una dintre cele mai mari minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, este că mi s-a descoperit și mie. Una dintre cele mai mari minuni pe care Dumnezeu încă le face în viața noastră, este că ni se descoperă și nouă, într-un mod interesant, într-un mod tainic, într-un mod mistic, într-un mod miraculos, Dumnezeul care a biruit moartea, este Dumnezeul care ni se descoperă, care se descoperă, și dacă vreți altfel spus, Iisus Hristos, Dumnezeul care a biruit moartea, Iisus Hristos cel viu, este Dumnezeul care nu ne lasă în pace. Amin. Este Dumnezeul care nu ne lasă în pace. Însă în următoarele minute aș vrea să învățăm câteva adevăruri următoare despre Iisus, Dumnezeul care ne surprinde. Acesta este Dumnezeul meu și acesta este Dumnezeul dumneavoastră. Iisus Hristos cel viu este Dumnezeul care ne surprinde. Și ce s-a întâmplat cu cei doi, cu Cleopa ăsta și cu celălalt ucenic care mergeau de la Ierusalim spre Emaus? I-a surprins Iisus Hristos. Erau amândoi necăjiți, erau întristați, discutau despre recentele evenimente din Ierusalim, despre moartea Domnului Iisus, discutau despre răstignirea lui Iisus, discutau despre biciuirea lui Iisus, discutau despre Vinerea Mare, discutau despre Sâmbăta Mare, erau necăjiți. Pentru că ei s-au blocat doar la moartea lui Iisus. Ori creștinism înseamnă, într-adevăr, moartea lui Iisus. Dar creștinism înseamnă și învierea lui Iisus. Și noi în aceste zile încă celebrăm și moartea, dar și învierea uimitoare și miraculoasă a Domnului nostru Iisus Hristos. Nu uitați, Iisus Hristos este Dumnezeul care ne surprinde, este Dumnezeul care nu ne lasă în pace, este Dumnezeul care nu i-a lăsat pe ăștia doi în pace. Erau prioștiți, necăjiți, deprimați. Și când lucrurile nu-ți merg bine, când prietenul tău cel mai bun, care ți-a făcut mult bine, a murit, normal că intri în depresie. Și pe când ei erau în depresie și au auzit 15 km, 14 km, numai plăștiți și necăjiți aproape au mers. Însă la un moment dat, în timp ce mergeau de la Ierusalim spre Emaus și vorbeau, și tot vorbeau despre ce s-a întâmplat, se alătură lor pe drum cel de-al treilea. Și cel de-al treilea, și aici Domnul Iisus Hristos joacă atât de superb, știți? Există un umor atât de fin în pasajul acesta. Există o ironie superbă, sfântă, divină. Știți că Dumnezeu este uneori și ironic. Slăvit să fie numele. Și să știți că Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu care are și umor. Eu uneori când mă uit în oglindă, încerc să zâmbesc. Știi? Îmi dau seama că Dumnezeu are umor. Știi cum m-a făcut pe mine. Bine, m-am reușit eu, dar mi-a dat o nevastă scumpă. Scumpa mea soție. Că e scumpă, e scumpă, e scumpă de mare de la buzunare. Asta este scumpa mea soție, drăguța. Dar așa sunt soțiile astea frumoase. Ele sunt scumpe. V-am mai spus aici și vă mai spun încă o dată. Ori de câte ori soția mea se duce la cumpărături,
Nu vă supărați că mai repet asta o dată, dar să știți ce vă așteaptă pe unii și să știți ce experimentați alții. Ăștia rupe, să știți ce ne așteaptă. Ori de câte ori soția mea se duce la cumpărături, niciodată, dar n-a existat, nu știu dacă a existat un asemenea accident, niciodată, întotdeauna când se duce la un articol, fie că e mâncare, e îmbrăcăminte, este, nu știu ce, electro ceva, domnule, întotdeauna se duce la cel mai scump articol. Nu știu ce magneta, nu știu ce senzori are, dar se duce la cel mai scump, serios vorbesc, domnilor, se duce la cel mai scump articol, pentru că este atrasă de calitate. Este atrasă de calitate. Însă, în timp ce ăștia doi mergeau necăjiți pe drumul de la Ierusalim spre Emaus, cel de-al treilea apare lângă el și Domnul Iisus Hristos aici are umorul lui, are ironia lui și spune, îi întreabă, nici nu-i salută. Și intră direct în subiect, când Domnul Iisus își permite lucrul acesta, știi? Și calcă toate legile protocolului, vreau să zică bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Intră cu ei direct în dialog și spune ce cuvinte sunt astea pe care le schimbați între voi pe drum. Joacă tare, Domnul Iisus. E super, Domnul Iisus. Și spune, și auziți acum, zice, cum? Și tu ești singurul străin în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Și Iisus Hristos era eroul principal la ceea ce s-a întâmplat. Și vine și întreabă ce lucruri? Și deci tu ești singurul care nu știi ce s-a întâmplat și fiți atenți acum. Zice Iisus, ce s-a întâmplat? Dar el era eroul principal. Ce s-a întâmplat? Cum Iisus Hristos din Nazaret, profet mare, în fapte și minuni, l-au răstignit și a murit. Și este a treia zi. Și s-a mai întâmplat încă un lucru ciudat. Au fost niște femei la mormânt și nici nu i-au găsit acolo trupul și nu știu ce să mai cred. Și erau în confuzie. Erau și depresie și în confuzie. Vă dați seama cum e mai rău. Eu trebuie să vă fac o mărturisire, dar să nu mă ziceți la nimeni. Să fac o mărturisire. Eu nu înțeleg cum e depresia asta. Unii se tot laudă că am căzut în depresie. Eu sunt în depresie. Eu sunt... Mă, cum? Și tot mă uit la ei și încerc să înțeleg cum e asta depresie, Domnule. Că eu am 55 prin harul Domnului, dar nu știu ce e depresie. Cineva mi-a scris cu ani de zile în urmă, zice, sufăr o doamnă, zice, sufăr de sindromul post-holiday syndrome. Post-holiday syndrome. Sindromul post-vacanță. Post-holiday syndrome. Sindromul post-vacanță. Post-concediu. Sindromul post-concediu. Și o trebuie... Andrei, dorele. Mi-au trebuit câteva minute să încerc să înțeleg ce înseamnă post-holiday syndrome. Și am întrebat, zic, ce înseamnă? Că realmente m-am blocat. Eram și eu ca ăștia pe drumul de la Ierusalim la Emaus. Și, bine, eu nu eram în depresie, dar în confuzie m-a trimis. Zic, ce înseamnă post-holiday syndrome? Și Gigi mi-a explicat. Păi zice, am venit după concediu acasă și zice, nu mă pot acomoda cu serviciu. Zice, nu-mi place la serviciu. Asta e la ideea. Zic, mă gândeam eu, dar nici nu vă spun ce m-am gândit, că nu-mi pot permite că mă înregistrați. Spuneam, vino tu în România să-ți dăm noi ție post-holiday syndrome, știi? Îți dăm noi ție post-holiday syndrome. Adică, nu mai, știți care era traducerea românească? Nu mai avea chef de muncă. Atât de mult s-a obișnuit și zice, asta este boală, ce este sindrom. Așa și eu pe ăștia cu depresia nu înțeleg. Cum adică, domnule, depresie? Păi ai atât de mult de lucru dacă vrei. Poți să faci atâta misiune, poți să muncești de dimineața până seara, încât nu mai ai timp de depresie. Dar ăștia erau și în depresie, erau și în confuzie. Domnul Iisus i-a trimis, mă rog, femeile i-a trimis în confuzie și Domnul Iisus Hristos îi întreabă ce s-a întâmplat. Eu cred și mărturisesc, frați și surori și doamnelor și domnilor, că viața unui creștin care îl are pe Iisus Hristos cel înviat Domn, nu mai este loc de depresie.
Vă rog să mă încurajați un pic. Să nu cumva să fiți vreunul depresiv și dacă sunteți, vă rog să rămâneți la urmă să comunicăm. Pentru că eu cred că unde este Iisus, ăștia nu știau că Iisus a înviat, însă în momentul când ți s-a descoperit Iisus cel viu, nu mai poți fi în depresie. Și când Iisus Hristos ni s-a arătat la frângerea pâinilor, adică la pâine, ni s-a descoperit. Și ce? Au ieșit din depresie. S-a dus depresia. Era o post-resurrection power acolo, știi? Era puterea de după înviere care vine în viața tuturor acelora care s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Amin? Amin. Însă, Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele, să vă spun ceva, asta puteți să o ziceți. Să știți că eu sunt îndrăgostit de Domnul Iisus. Și știți de ce sunt îndrăgostit de El? Pentru că este Dumnezeul care ne surprinde. Este Dumnezeul care ne surprinde și întotdeauna Iisus Hristos cel viu ne surprinde la modul pozitiv. Glorie Domnului! Amin. Însă Iisus Hristos este Dumnezeul care ne surprinde și vă dau câteva cazuri și pe urmă facem o aplicație practică la noi. Iisus Hristos ne surprinde prin nașterea Sa. Păi când Mântuitorul, Mesia, Iisus a venit în lume, ne-a surprins prin nașterea Sa în umilință. Prin nașterea Sa în modestie, ne-a surprins pentru că S-a născut într-o iesle și ne-a surprins. A șocat întreaga planetă. Pentru că oamenii din vremea aceea, știți, magii, gafa magilor, știți, care a fost când se duceau să se închine pruncului născut în iesla Betleemului, știți ce? Au început pentru o clipă să gândească rațional. Ori creștinismul nu este o religie naturală, ci este o religie supranaturală. Creștinismul nu este o religie rațională, ci este o religie suprarațională. Nu este irațional. Creștinismul, ci este suprarațional, este dincolo de rațiunea noastră. Însă magii ăștia, oameni luminați, filozofi în vremea aceea, cititori în stele, astronomi în vremea aceea, la un moment dat au ajuns la Ierusalim și au zis că ei știu totul și nu le mai trebuie ajutorul stelei. Și au zis unde se poate naște Mesia. Doar în palat. Și rațional, umaniști, tipii, s-au dus. Unde s-au dus? La palat. Și-au zis, unde este pruncul de curând născut? Și știți că ăștia au declanșat atunci, s-a deschis cutia Pandorei și Irod a nebunit de furie și a zis, opa, s-a născut un știa el ceva. Și au murit pe toți pruncii, nu știu câte mii de copii au fi murit atunci, sau sute de copii, de la 2 ani în jos. Crezând că printre ăștia îl taie și îl omoară și îl distruge pe Iisus Hristos. Se înșelau. Însă Iisus Hristos este Dumnezeul care ne surprinde prin umilința Lui, prin nașterea Lui, pentru că S-a născut în iesle. Slavă Lui Iisus Hristos! Vă mai spun încă un lucru în care mă surprinde pe mine Mântuitorul meu. Domnul Iisus Hristos ne surprinde prin viața Sa. Acum asta nu este o noutate, dar este foarte important să înțelegem adevărul acesta, pentru că Domnul Iisus Hristos este singurul care n-a păcătuit niciodată. Amin. Știți ce mi-a spus mie tatăl meu și mama mea? A spus că eu la 3 zile am râs. La 3. Și taică-miu s-a uitat la mine, maică-mea s-a uitat, zice, tu la 3 zile, după ce, bine, m-am născut eu cam zdravă, nu vă spun kilogramele, însă la, că vă înspăimântați. Însă, la 3 zile am râs. Mă gândeam, oare de la 3 zile să fi fost păcătos de am râs. Și de atunci am tot râs așa. Când am ajuns pastor la Sebiș prima dată, fătuțele astea să nu se supere pe mine, că ele erau în sânul lui Avram atunci. Însă când am ajuns prima dată pastor la Sebiș, am ajuns pastor după un alt pastor, dar pastorul acela avea o trăsătură, cred eu că bună, plângea. Și plângea. Și când predica, plângea. Dar e adevărat că doar cam el plângea. Știți? Și după vreo 3 ani de zile am ajuns eu pastor acolo. Eu nu mă râdeam. Serios, vă spun. Deci nu mă râdeam. Și ăștia spuneau că sunt neserios. Eu nu eram neserios, dar ăsta sunt eu, așa, o fire mai veselă și am toate motivele să râd și să fiu bucuros și să fiu vesel că Iisus Hristos ne-a iertat toate păcatele. Și un om care s-a întâlnit cu Iisus Hristos cel viu, devine vesel, iese din depresie și începe să fie vesel și bucuros că puterea învierii lui Iisus Hristos începe să-i domine viața. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Însă știți, Domnul Iisus Hristos S-a născut și a trăit o viață de 33 de ani și jumătate fără păcat și
Și m-a surprins pe mine chestiunea asta. Și știți de ce Iisus Hristos este unicul Mântuitor? Mântuitorul lumii trebuia să fie doar o persoană perfectă din punct de vedere moral și spiritual. Doar un om fără păcat putea să ia păcatele noastre asupra lui. Amin. Amin. Și Domnul Iisus Hristos s-a calificat în fața lui Dumnezeu, s-a calificat în fața diavolului, pentru că el a rămas fără păcat, a încercat diavolul să-l șmecherească, să-l manipuleze, să-l ispitească. Și a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe streașina templului. Și era de câțiva zeci de metri streașina aia înălțime, pentru că Domnul a spus că va trimite îngerii lui să te păzească, să nu cumva să te lovești cu piciorul de pe o priatră. Și Domnul Iisus i-a spus, este scris, diavole, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Amin. Amin. Și a încercat, pe urmă, vrășmașul să-l ispitească la cele mai sensibile zone din ființa umană. Și a spus, uite ce, dacă te închinie, îți voi da toată bogăția acestei lumi. Pe cine n-ar vrea vreo câteva miliarde de euro? Nu ne-ar strica. Însă știți, asta era ispita. Știți că foarte mulți de aici am cedat. Dacă ar veni chiar vrășmașul, chiar diavolul la noi și ar zice, uite, îți dau 3 miliarde de euro, nu mă închină-te mie. Știți că sunt unii dintre noi dispuși de dragul banului să-și vândă și sufletul. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Și în țara aceasta mulți oameni și-au vândut sufletul diavolului și compromisului tocmai de dragul banilor. Și ce făcea atunci diavolul? Îi oferea lui Iisus Hristos o cale spre succes, dar fără cruce. Spune, închină-te mie și eu îți voi da toate bogățiile pământului și vei avea succes și vei avea tot ce îți trebuie. Îi oferea biruință sau, dacă vreți, succes. Și îi oferea bogăție, dar fără cruce. Însă adevărata bogăție înaintea lui Dumnezeu se câștigă numai și numai prin cruce. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Iisus Hristos m-a surprins și mă surprinde pentru că a trăit o viață fără păcat. Iisus Hristos a trăit atipic. Tipic este să fim dalmațieni, așa cum sunt eu, dar și tu ești dalmațian. Asta este tipic. Atipic însă este să nu păcătuiești. Amin. Amin. Și Iisus Hristos n-a păcătuit niciodată, pentru că El este Sfânt, El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iisus Hristos a trăit într-un mod revoltător, din punctul meu de vedere, că n-a păcătuit. Însă tocmai sfințenia Lui, desăvârșirea Lui, este ceea ce l-a calificat înaintea cerului și înaintea iadului să ia păcatele noastre, să se ducă pe cruce, El cel Sfânt. Și El, care n-a păcătuit niciodată, a devenit păcat ca noi în Iisus Hristos să devenim neprihănirea Lui Dumnezeu, glorie Lui Iisus Hristos. Și asta mă uimește. Asta mă uimește pe mine. Și asta mă surprinde. Pentru că acesta este Dumnezeul nostru care a murit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Slăviți să fie Dumnezeu. Domnul Iisus mă surprinde prin viața sa. Nu numai că a fost fără păcat. Că a avut o viață atipică. A avut o viață curată și a fost scandalos de perfect. A fost revoltător de sfânt. Și aia se tot mirau, farisei și cărturarei și aprozii care îl urmăreau pe Iisus Hristos, se tot mirau și i-a revoltat când a zis că El, zice, a spus, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu pot să iert păcatele pentru că n-am niciun păcat. Și i-a revoltat pe ea și i-a enervat pe ea. Și asta pe mine mă surprinde. Pentru că Dumnezeul care s-a arătat celor doi pe drumul Damascului, Dumnezeul care a biruit moartea și acum este viu în vecii vecilor, este Dumnezeul care mă uimește și mă surprinde la modul cel mai, la modul cel mai sublim, slăvit să fie Dumnezeu. Și ce m-a mai surprins pe mine la Domnul Iisus și mă surprinde? Domnul Iisus este foarte neconformist, este un mare non-conformist. Și asta tare îmi place la Domnul Iisus și încerc și eu să-i calc pe urme. Și mă rog ca biserica asta să nu fie o biserică conformistă. Să fim non-conformiști, non-conformiști la modul duhovnicesc, la modul sănătos, la modul biblic. Să nu fim o biserică din aia clasică, în rutină, știm ce se întâmplă de la 6 la 8, știm așa ce se întâmplă în minutul 1, 2, 3, 5, 9. Vrem să fim atipici, vrem să fim ca Iisus Hristos, vrem să fim non-conformiști ca Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a sfidat legile fariseilor și a cărturarilor. Ei n-ar fi stat de vorbă cu o femeie pentru nimic în lume. Iisus Hristos a stat de vorbă cu o femeie păcătoasă.
Nu s-ar fi atins, s-ar fi lăsat atins în public de o femeie păcătoasă pentru nimic în lume. Bine, în privat nu mai știm și nu vrem să intrăm în presupuneri, însă în public nu s-ar fi lăsat atins de vreo femeie și mai ales unși pe cap și pe picioare cu mir pentru nimic în lume. Însă Iisus Hristos, pentru că era un nonconformist, i-a permis acestei femei să lungă cu un de lemn. Și asta i-a scandalizat pe oameni. Însă ce îmi place mie la Domnul Iisus este că a fost nonconformist și a intrat în casa lui Zacheu. Era un șmecher și un bandit ca orice vameș, aproape ca orice vameș. Doamne, iartă-mă că am zis ca orice, aproape. Însă, vameșii erau considerați mari păcătoși pe vremea aceea și erau corupți. Unii mai sunt și pe vremea asta, dar încet, încet li se termină și lor, slavă Domnului. Și mulțumesc de amin. E ca și când n-ați vrea să se termine. Însă e vremea să se termine. Însă a intrat în casa acestui păcătos. Și a stat de vorbă cu vameșul Zacheu. Și și-a sfidat orice lege a bunei cuvințe iudaice din vremea aceea. Știți de ce era acuzat Iisus Hristos? Zice, a intrat și îl disprețuiau și miștocăreau și bagiocoreau. Zice, a intrat să căstuiască și să mănânce la un om păcătos. Păi tocmai asta îmi place mie la Iisus Hristos. Că a fost un om conformist. El a trecut peste toate barierele conformiste din vremea aceea. El a trecut peste toată zisa greșită, pudicitate a evreilor și a intrat să mănânce la niște oameni păcătoși, însă a dus acolo mântuirea, a dus acolo sfințirea, a dus acolo pocăința, pentru că Zacheu a spus, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Și asta înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă transformare. Ei, acesta este Dumnezeul care mă surprinde. Slavă lui Iisus Hristos. Și să mai spun încă o chestiune care mă surprinde la viața Domnului Iisus. Era plin de bunătate. Avea o bunătate, avea fermitate Iisus Hristos. Dar era și plin de bunătate. Era plin de demnitate, dar o demnitate plină de bunătate și o bunătate plină de demnitate. Și ce cred tot mai mult, fraților? Că unde este Iisus Hristos prezent, oamenii încep să devină buni. Amin. Doamne, nu mai pot să fiu rău dacă Iisus Hristos cel viu este aici. Amin. Dacă Iisus Hristos este aici, în toate celulele și în toți atomii ființei mele, nu mai pot să fiu rău. Adică, dacă sunt rău, nu sunt creștin. Poate sunt creștin fără și. Dar un creștin adevărat este bun, este ca Iisus Hristos și Dumnezeu să-mi ajute la aceasta. Amin. Iisus Hristos era plin de bunătate și asta îl enervau. Și au dus pe femeia aia păcătoasă la Iisus Hristos și a zis, învățătorule, Moise, în regulile lui, a poruncit să omorim o asemenea femeie care a fost prinsă tocmai când se vârșea adulterul. Tu? Ce spui? Și încercau să-l prindă. Dacă Iisus Hristos spunea, eu nu o judec, sau dacă Iisus Hristos spunea, omorâți-o, cădea în șmecheriile lor. Și și-a zis Domnul Iisus, și asta m-a surprins și sunt cântat că sunt al Domnului Iisus Hristos și Iisus Hristos e proprietarul meu, că e atât de deștept și se vede că Iisus Hristos e Dumnezeu. Și n-a intrat în jocul lor. Și și-a zis Domnul Iisus, cine este fără păcat, n-a intrat în șmecheria lor. N-a intrat în ficlenia lor că Domnul Iisus Hristos i-a citit pe aia că erau răi din care afară. Din care afară. Și a spus, cine este fără păcat să dea primul cu piatra. Însă iudeii ăia totuși, fariseii ăia au fost niște farisei totuși cu bun simț. Și știți de ce au fost cu bun simț? Cel puțin tura aia a fost cu bun simț înaintea lui Iisus Hristos. Și de ce? Pentru că zice că de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân a lăsat bolovanii jos. Erau cum? Erau ăștia doldura, știi? De bolovan. Hainele lor, robele lor, erau doldura de bolovani. Știi? Că așa se omorau ea unii pe alții. Se pietruiau, se loveau cu pietre, știi? Și s-au dus acolo, cred că doldura de bolovan, știi? Și nu așteptau un semnal că le plăcea să omoare. Ei nu puteau să învieze, dar de omorât le plăcea să omoare. Și zice Domnul Iisus, cine este fără păcat să dea primul cu piatra? Și a avut totuși, în cazul acela, a avut bun simț.
Zice Scriptura că de la mic până la mare au lăsat bolovanii și au plecat unul după celălalt până n-a mai rămas niciunul. Și ce înseamnă asta? Înseamnă înțelepciune și înseamnă și bunătate. Acesta este Hristosul nostru. Acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeul care ne uimește. Este Dumnezeul care ne surprinde. Slăviți să fie Domnul. Și așa în încheiere să mai spun încă un lucru care este pentru mine foarte important. Domnul Iisus Hristos m-a surprins pe mine, la modul pozitiv, prin moartea, dar și prin învierea sa. Și pe drumul acesta al Emausului, de la Ierusalim la Emaus, ăia 14-15 km, Domnul Iisus Hristos m-a surprins prin întrebările sale. Și le-a pus ăstora niște întrebări atât de simple, dar atât de provocatoare, atât de penetrante. Și a zis Domnul Iisus, ce vorbe sunt astea pe care s-a apropiat de ei și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se. Drept răspuns unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis. Și pe mine mă surprinde umorul Domnului Iisus de aici. Mă surprinde parcă ironia asta sfântă a Domnului Iisus Hristos din textul acesta. Mă surprind întrebările lui. A apărut, mă surprinde că a apărut lângă doi oameni deprimați. A apărut lângă doi oameni confuzi. Pentru că ăsta este Mântuitorul nostru. Și dacă ești deprimat în această seară, din cauza unor eșecuri din viața ta, fii atent că Iisus Hristos vine tocmai la oamenii deprimați. Slăvit să fie Domnul. Și te surprinde. Și dacă ești în confuzie și nu știi ce să faci, să te pocăiești sau nu, să te botezi sau nu, Iisus Hristos vine și spune că trebuie să te pocăiești. Iisus Hristos vine și spune că trebuie să te botezi. Pentru că atunci când începi să faci voia Lui, de fapt voia Lui Dumnezeu pentru tine, este cel mai sublim lucru care se poate petrece în viața ta, glorie lui Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeul care te surprinde. Și mai spun încă un lucru. Dumnezeu, adică Iisus Hristos, este Dumnezeul care mă surprinde și într-un alt mod. El nu mă lasă singur. Când îmi este cel mai greu, ține cont de adevărul ăsta, nu este poveste, nu-i pasul. Nu e nici teorie. Este realitate. Când îți este cel mai greu, chiar dacă tu nu știi, Iisus Hristos este lângă tine. Amin. Când ăștia plecau din Ierusalim plioștiți și necăjiți și deprimați și confuși și nu mai știau, știi, parcă erau din generația X, nu știau unde să se uite și ce să facă, doar se duceau și coborau și tot coborau de la Ierusalim, tot coborau și se tot duceau și nici nu știau de ce se duc la Emaus. Când îți este cel mai greu, fii atent. Chiar dacă tu nu știi, Iisus Hristos cel viu este lângă tine. Amin. Și ce a spus Domnul Iisus ucenicilor după învierea sa? Toată puterea mi s-a dat mie în cer și pe pământ. Acest Iisus Hristos care este atât de puternic, care este atot puternic, care are toată puterea în cer și pe pământ, este Dumnezeul care în această seară vine și la tine. Chiar dacă tu nu știi. Este Dumnezeul care stă lângă tine și călătorește împreună cu tine chiar dacă nu știi. Dar nu te lasă în depresie. El te scoate din depresie. Pentru că în momentul când ai hotărât să crezi în Iisus Hristos, în momentul când Iisus Hristos ți s-a descoperit prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul Sfânt, nu mai poți rămâne în depresie. Un om în depresie, poate că vi se pare că sunt dur, dar nu sunt deloc dur, sunt direct și sunt biblic. Un om în depresie și în confuzie înseamnă că încă nu s-a întâlnit cu Iisus Hristos cel viu. Un om care s-a întâlnit cu Iisus Hristos cel viu iese din depresie și auzi ce fac oamenii aceștia. Spune, au stăruit de el, deja Domnul Iisus a început să-i prindă, să le atragă atenția. Și spune, când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut din nou, parcă Domnul Iisus Hristos joacă tare aici. S-a făcut în prima dată că nu știe, dar știa. S-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar nu vrea să meargă mai departe, vrea să rămână cu ei. Dar ei nu știau. Însă ăștia au insistat și au zis, dar ei au stăruit de el. Știți de ce Iisus Hristos nu funcționează în viața unora dintre noi? Că n-am stăruit de el. Să rămână în casa noastră. Amin. N-am stăruit să rămână în viața noastră. Când stăruiești,
Iisus Hristos rămâne. Când stăruiești, Iisus Hristos vine și la tine. Când stăruiești, Iisus Hristos te vindecă și pe tine. Când stăruiești, Iisus Hristos te binecuvintează și pe tine. Glorie lui Iisus Hristos. Eu nu știu cum, însă știu că Iisus Hristos cel viu este Dumnezeul care mă surprinde, care mă uimește. Și vreau să închei cu un ultim adevăr. Iisus Hristos mă surprinde, este Dumnezeul care mă surprinde și ne surprinde pe toți. Și prin revenirea Sa. Prin revenirea Sa. Și ce se spune lucrul acesta că mă surprinde și prin revenirea Sa? În Coloseni. Nu, în Tesaloniceni. În 1 Tesaloniceni, mi se pare capitolul 4 sau capitolul 1, capitolul 5. Și ce spune acolo Apostolul Pavel? Că Iisus Hristos va veni ca un hoț. Iisus Hristos nu este hoț. Însă va veni a doua oară ca un hoț. Și să vă spun de ce Iisus Hristos vine. Atunci va veni pentru biserică. Știți de ce va veni Iisus Hristos ca un hoț? Deși El nu este hoț. Iisus Hristos va veni ca un hoț. Hoțul, și El ne dă acolo, ne face o descoperire uimitoare Apostolul Pavel, când zice că Iisus Hristos va veni ca un hoț. Și asta mă surprinde. El este Iisus Hristos, este Dumnezeul care mă surprinde. Slavă lui Iisus Hristos! Știți hoțul când vine, fraților? Am mai spus, dar mai repet încă o dată. Hoțul când vine, el în general atacă lucrurile de valoare. Atacă lucrurile de valoare. Când Iisus Hristos va veni ca un hoț, știți de ce vine ca un hoț? El vine și își ia biserica. Își răpește biserica. Aia este cea mai mare valoare. Biserica lui Iisus Hristos pe pământ, pentru Iisus Hristos are cea mai mare valoare. Și Iisus Hristos va veni în sensul acesta ca un hoț pe pământ și își va duce biserica la sine. Și într-o dimineață te vei trezi, dacă nu te pocăiești. Te vei trezi și vedea că soția ta nu va fi lângă tine, soțul tău nu va fi, părinții tăi nu vor fi. Și o să-i caute cu poliția, o să-i caute cu securitatea, o să-i caute cu SRI-ul și cu ISR-ul și cu... Eu știu ce o să-i mai caute. Și atât o să-i caute și nu o să ne mai găsiți, pentru că a venit Iisus și și-a luat cea mai de valoare pe pământ, și-a luat biserica și a dus-o cu sine, slavă, glorie lui Iisus Hristos. Asta mă surprinde la Domnul. Când va veni să judece, va veni pe norii cerului, în slavă și în glorie. Însă când va veni pentru biserică, va veni ca un hoț. Și atunci îi vor lua pe toți aceia care l-au așteptat. Și o să ne mai uimească încă o dată. Și o să ne mai surprindă încă o dată că El vine ca un hoț și El depășește logica noastră. Vreau să închei cu această întrebare. Tu ai nevoie de acest Iisus Hristos în viața ta? S-ar putea să n-ai nevoie. Dacă ai sănătate, dacă ai bani, și dacă ai bani mulți, spui, mă descurc și fără Iisus Hristos. Și sunt oameni care fără bani spun, mă descurc și fără Iisus Hristos. Însă fii atent, chiar dacă nu simți nevoia, tu ai în viața ta nevoie de acest mare Dumnezeu. Amin. Pentru că El este calea, adevărul și viața. Și dacă suntem înțelepți, în această seară, îl vom primi pe acest Iisus Hristos în inima mea, ca Mântuitorul meu, Dumnezeul meu. Și te va surprinde de modul în care va continua să lucreze în viața ta. Te va surprinde prin binecuvântările care ți le va da, dacă ai curaj să te încrezi în El și să rămâi pe calea.